Supun la vot procesul de doamna ședinței anterioare. Abține? Împotrivă? Primul punct, trebuie să alegem un președinte de ședință. Vă rog să faceți propunerea. Propun pe domnul Dragu. Sunteți de acord cu domnul Dragu? Da. Deci domnul Dragu. Pe trei, da? Da. Da. Acum dăm mulțumesc pentru încredere la vreodată de a fi ales președinte de ședințe și vreau să vă spun lucrurile de ședințe noastre cu comunitate cu lume de legare. Să fac pentru că vreau să vă prezenta formul. Bună ziua tuturor, de când i-ar venit la ședința de astăzi. Dacă cu permisiunea dumneavoastră, doamne președinte, aveți să vă mulțumesc, doamne consilier, să vă mulțumesc să mai intrat. Sunt de acord cu toată ordinea de zi. Mulțumesc. Astăzi, cu ordinea de zi, avem numărul de 5 proiecte și anume proiecte hotărâri privind alegerea prin președință care aceea avut loc. Și urez succes domnului Dragu ca și președinte de ședința Consiliului Local și Democrației. Proiecte hotărâri privind ridicarea Consiliului Local. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de numiri de străzi în comuna Cașu de Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de evaluare a terenului suprafață de 5400 metri pătrați luat în Instagram comunicații în zona Prăul Sărat pentru reglințarea și pentru cuciul de nefiacă al erului lucrătut în Valea Cașu și a poliției în anul 1970. Acest proiect se amână, fiindcă se scoate pe ordine de zi și va fi amânat până la oameni ședință. Datorită faptului că evaluatorul încă nu a reușit să obțină evaluare. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării contractului de execuție lucrări modernizare de întreprindere locală, comuna Cașu de Bacău, finanțată de firma România, conform ordonanței de urgență a guvernului numărul 114/2018. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștei Publice a Drepturilor Cetățenilor analizând proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, în conformitate cu prevederea articolului 125, articolul 136, alineatul 6 și alineatul 7 din Ordonanța de 157/2019 privind codul administrativ, emite aviz cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Cașu pe anul 2019 la venituri și la cheltuieli cu suma de 385.000 lei, după cum urmează. Capitolul 16. Taxe pe utilizarea bonului se experimentează cu suma de 35.000 lei. Capitolul 35. Amenzi penalități se experimentează cu suma de 20.000 lei. Capitolul 18. Alte impozite și taxe se experimentează cu suma de 25.000 lei. Capitolul 07, impozite și taxe pe proprietate se experimentează cu suma de 180.000 lei. Capitolul 11, 0206, sume de facate de taxa pe valoare adăugată se experimentează cu suma de 100.000 lei. Capitolul 30, venituri din proprietate se experimentează cu suma de 25.000 lei. Cheltuielile bugetului local în suma de 385.000 lei sunt repartizate astfel. Capitolul 51.020. Autorități executive cu suma din TVA și buget de cheltuieli de personal 160.000 lei. Capitolul 51.020. Autorități executive. Cheltuieli materiale cu funcționari și utilități, sărbători, iarnă, pe suma de 90.000 lei. Capitolul 67.020. Cultură, religie, sport. Cheltuieli de personal cu suma de 10.000 lei.
Capitolul 67, 220, cultură, religie, sport, cheltuieli funcționale cu suma de 4.000 lei. Capitolul 74, 220, protecția mediului, cheltuieli taxe salutare cu suma de 15.000 lei. Capitolul 68, 227, personal, subțitor, indemnizat cu suma de 10.000 lei. Capitolul 84, 220, transportul, cheltuieli funcționale cu suma de 26.000 lei. Articolul 2. Prezentă autorizare se comunică prefectul județului Bacău, primarul comunei Cașin și compartimentului buget contabilitate venituri și achiziții publice în termen de 10 zile de data adoptării de către secretarul general al comunei. Articolul 3. Compartimentul buget contabilitate venituri și achiziții publice va duce la deplinire prezentă autorizare. O să vă citesc referatul doamnei contabile, în care este detaliat cum se cheltuiesc banii, da? Anume pe ce. La capitolul 5502, autorizați publice, titlul 10, cheltuieli de personal suplimentar cu suma de 160.000 lei. Capitolul 5502, autorizați publice, titlul 20, cheltuielile materiale se suplimentează cu suma de 90.000 lei, din care, pentru utilități, cheltuieli de funcționari, suma de 75.000 lei și cheltuieli cu ocazie sărbătorilor de iarnă, în suma de 15.000 lei, cadou pentru copii de Crăciun și curători. Și am luat suma 20.000 de lei, că nu s-a cheltuit, că a cheltuit în modul la 9.000 de lei. Adică s-a ajuns cu cadouri și cu urători. Capitolul 67.02, cultură, religie, sport, titlul 10, cheltuieli de personal, se suplimentează cu suma de 10.000 lei. Capitolul 67.02, cultură, religie, sport, titlul 20, cheltuieli materiale, se suplimentează cu suma de 4.000 de lei, pentru diverse cheltuieli de funcționare. Capitolul 74.02, protecția mediului, se suplimentează cu suma de 85.000 lei, pentru plata serviciului de salubrizare. Capitolul 4.02, transportul, se suplimentează cu suma de 26.000 lei pentru diverse cheltuieli funcționale. Se suplimentează cu suma de 54.000 lei, capitolul 68.02, titlul 57, se reduce același capitol 68.02, titlul 10, cheltuieli de personal cu suma de 44.000 lei, plata venitului de personal pentru asistențiul personal, cu suma de minus 1977 de lei, de la capitolul 5102, titlul 85, plăți antecedenți, se suplimentează același capitol, 5102, titlul 20, suma de 1977 lei pentru cheltuieli de funcționare. Poate cele menționate, vă rog să analizați, de ce. Deci, acestea sunt cheltuielile. La persoanele cu handicap au fost o sumă de 10.000 de lei pentru Șerbanul Constantin, ce fac o să vină instituționă cu vizabilități din zona Îndrășești. Anul trecut, cei de la comisie i-au luat gradul, om a dat în judecată, a câștigat procesul și noi trebuie să dăm suma pe anul 2018. A fost diverse notificări de la direcția DCSA Bacău, la Consiliul Județean, la Curtea de Conduct, fiindcă în 2018 noi am dat bani de la buget de stat. Și anul ăsta dăm bani de bugetul local. Tot ne-a spus răspunsul că cei ca izplătitori suntem noi și supunem buget local să plătim omului bani. Practic, normal, vinovați sunt cei de la Comisia Întrezea Generală de Dacap, gradul de cap și ar plătească ei. Dar nu sunt ei cei care plătesc aceste mobilizații, suntem noi. Și acum mai avem o ultimă adresă, nu o să fac plata, până când nu primesc răspunsul de la Curtea de Conturi, nu o să facem plata. Am prins banii cu GSI, avem oameni așteaptă, deci în luna lui mai. A trebuit omul să ia banii, avem o tărărea pe care el trebuie să ia banii cu anul trecut. Dar am urmărat, în cauza asta, să vedem ca plata să fie făcută de gaz, să nu fie imputată. Mai trebuie să zică cineva la Curtea de Conturi că trebuia de la buget de stat să nu buge local. Anul viitor vă scăpa de această greutate cu mâinile noștri și să vă dau banda bugetul de stat în a treia mai de aceste plăți. Anul ăsta am reușit să-i ducem până la capăt cu plata indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap, fiindcă i-a dat în șomaj și asistenții personali, au dat în șomaj. Fiecare cu termin șomajul îi reangajăm și i-a dat în șomaj ca să ne ajungă banii să primească indemnizații. Practic, un asistent personal ia un bine pe economie, persoana cu handicap ia indemnizația din pe economie. Deci la plătul mic, practic, cel care e atât de șomaj, încă vă și șomajul care e. Dar noi, dacă îi țineam angajat, să să plătim mai mult, da? De 2.080 lei. Pe fiecare angajat în parte, plăteam și contribuții de asta. Și că a fost scurtea cea mai bună ca să avem bani de tot anul și oamenii să fie mulțumiți să ai grijă pe bolnavi.
Da, deci mai departe. Faptul de realizare. Comisia pentru programele de dezvoltare economică socială, buget, finanțe, administrația, domeniul public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile articolului 125 și aliniatul 136, aliniatul 6 și aliniatul 7 din ordonanța numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Mulțumim frumos! Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi din Comuna Cași de Subacău. Să știți că la ședința următoare din noiembrie o să aprobăm și multe cărători stradal. Încă mai sunt atribuții numele din că s-au fost scris în orice caz și tot la Grișești și nu numai. Și acele locuinții nu au nume. Următoarea, știu că am făcut eu, ne-am avut și primară în 2010. Vorbim și până acum, așa acele numere, apar cu modificări. Dacă a fost fost obținut noi, la care se privește și eu atribuții. După ce va termina domnul vicepreședinte în care se vedea să facă numărătoarea, ședința următoare, vom aproba și numărătorul stradal și îl vom trimite la toate instituții statului. Și acum, pe ca și pățeanul Comuna Cași, cum v-aș pruba puțin, va avea stradă și număr, cu plătire. Avem avizul de la Comisia Județeană a primit și astăzi trebuie să aprobăm hotărârea Consiliului Local. Pot să vă citesc că numele de străzi, cum s-a dat el. Strada Calea Sudarul, Cași, de la limita cu municipiul Ionici până la Cismea. N-am modificat acolo că este strada Calea Sudarul Ponești, să rămân aceleași stradă să nu facem cea progresare. Și partea sângă, da? Sângă, când timpul acesta. Și ce sunt la Cunești de Trei, că sunt practic chiar și în Bacău, la Mărcineni, e strada comună cu Bacău. Cu partea stângă Mărcineni, partea dreaptă de Bacău. Și au aceleași numiri de strada, ca să nu încurci costașul. Practic, am nu știți cu impar, nu impar, Cunești oare numele pare. Strada de la Calea Sudarului până la limita comună la Mănăstirea Cașin, deci de la Izmor, la Ciucian, i-am dat denumirea de strada Lucăr Pregoslav. E strada principală, deci eu. Ca să rămână și copiii noștri sunt vieții, să rămână memoria tuturor că suntem de la Bucăști la Bucăști. Și merge până la Bucăști? Până la Bucăști, da. A, strada Bucăniții. De la strada principală, în Tălbuță, mică, până la strada Lucă Dragoslav. Deci e varianta. Având în trecut de acolo, acolo a circulat Bucănița, a găsit o timp să-i dăm această denumire. Strada din Lucă Dragoslav, la Bogatul Niculina, jos, prima strada, a dat strada Nucilor. Dacă intrați cu ulița acolo, sunt plasați pe o decinuci, partea stângă, încă pe rău. Strada Pădăului, de la strada Pădăului, pe la Ivan, până la strada Sacii. Strada Sacii, de la strada Lucă Dragoslavie, pe la Bogea Constantin, până la strada Nușilor. Cu sinterfiță, pe acolo. Strada Scurtă, de la strada Lucă Dragoslavie, până la Pungheț Fiori. Este strada până unii... la Pungheț, la Piscoviță. Adică și de-aia la strada Scurtă, că e o stradă care se înfundă, care s-o cedești din ei. Apoi, de la strada Lucă Dragoslavie, pe Agotez Nicolae, până la strada Bocăniței, strada Alexandru cel Bun. De la strada Alexandru cel Bun până la Costea Ion, e strada Pinului. Din strada Lucă Dragoslavie, pe la Bogici Ion, la strada Bocăniței, asta e pe la domnul Dumnezeu Constantin, a dat de vrea strada preot Eugeniu Martărean, având de populație biserica, care acest preot a consumit de două ori. După drumul 1940 și 7 și în 1977, deci a fost după. Și am dat denumirea de strada pe Eugeniu Cardelea. Pentru fiecare denumire, atunci nu trebuie explicația acum de situația, după ce am dat acea denumire. Apoi, strada Tei, din strada primar grădinarul Vivărie până la strada preot Eusebiu Eugeniu Ardăleanu. Apoi, strada primar grădinarul Vivărie, de la strada Rucă Dragoslavie, de la Păsculeț, la Cusiu Vivărie până la Dragul Nic. Acolo, pe strada aia, stat primarul grădinarul Vivărie, care a fost primar cu perioada comunistă, a participat activ la sistematizarea localității, cum vedeți acum, la Pari Strada, s-a asfaltat atunci și gardurile erau în marginea străzii, drumul la Cașul nu avea mai mult 3 metri. El a avut o misiune foarte grea cu încet, dar i-a prins tot cu gardul înapoi, l-au rezolvat tot satul, dar a reușit. Cât timp s-a construit școala din Cașul, dispensarul, ăsta construit pe primar, și a crezut cu cuvință că nu contează în ce perioadă a fost el primar, dar a făcut lucruri bune pentru locuitorii noastre și merg tot măcar la acea stradă înlocuită foarte numit. Strada Vestecinilor, de la strada primară din anul Vivărie, Cornici Ion, pe strada, până la strada Nicolae Ion, e strada care duce la Ginerul Tudorzii.
Acolo sunt tratat 210, dacă știți că nu trata aia așa. Apoi, frata Nicolae Iorga, de la strada primară de Dinaru, Gheorghe, Roșu Vasile, până la Matei, la strada Republica Dragoslavie. Deci este la această stradă lungă care pleacă de la biserica de jos, vine până la Măciliu Indian, se duce în băie înainte, trece pe fața porții Doamnei Sfântoacă și ajunge până la poliție. La poliție. Și a stat de unirea de strada Nicolae Iorga. Strada Columbeilor, de la strada Ducă Dragoslavie, cu Măneci, Ștei, Mânt, până la Ocroiughe, Fuiura Gheorghe, până la strada Nicolae Iorga. Este strada cum este tot timpul ăsta cercul. Da, știți, cu Măneci, cu Măneci Mânt. Vă văd, față la frate. Așa, da, de față la domnul Bucea de el. Strada Învățătorilor, de la strada Ducă Dragoslavie, și cu Alăcașe, până la strada Văstor Nicolae Păslav, la doamna Lapă. Deci acolo am strada Văstor, la Dea Ghiță Costăci, având în vedere că este școală acolo. Pe ulița aia a locuit și o pensiune cu două învățătoare, doamna Lapă și doamna Florescu. Și nu ai văzut cuvinte că e bine așa. Strada Toporașilor, de la strada Nicolae Iorga, până la strada Văstor Nicolae Păslav. Apoi strada Văstor Nicolae Păslav, de la strada Lucă Dragoslavă, Simărie, până la strada Bocăniței. Deci Nicolae Păslav a dat de unde la strada asta, care pleacă de la primărie și duce până în, la Bafa, în variantă. Pe o stradă destul de lungă și am dat denumirea de Nicolae Păslavă în amintirea și memoriei celui care a scris monografia Comunicașul, dar nu știu, nu știu dacă nu îi știam, acum am mai spus locația dumneavoastră, fiind la Lucă Dragoslavă, din țara Bolivii sau alte lucruri. Strada Troieții, de la strada Nicolae Păslavu până la strada Bucăniței. Este strada Platului Traian, care este în variantă. Și acolo este o troieță în capul străzii și de aia se dată așa de nu știu. Strada Magazinului, de la strada Lucă Dragoslavă la Gură Catrina. Este strada de aici, în față de la magazin, la Profi. Strada Trandafirilor, de la strada Lucă Dragoslavă, Mânicuță Radu, până la strada Nicolae Iorga. Este strada unde a fost poza intrării. Strada Viilor, de la strada Bucăniței până la strada Regina Maria, deci de drumul Viilor, care avea denumirea asta, denumirii vechi, care pleacă din strada Bucăniței și ieși din drumul Puliții, s-a dat denumirea de strada Viilor, dar se rămână aceeași, oameni și așa au fost, și așa a fost, da, erau mai bine acolo, până a venit comuniștii la piesă. Strada Industriei, de la strada Dealul Stânii, la Sfeice, de Gose, SRD, este strada care pleacă din în Dejezi, de strada principală, și duci la așa strada industrie, că acolo sunt câteva unități comerciale de tip industrial, pentru lucrarea de lucru. Strada Dealul Stânii, de la strada Lucă Dragoslavie, la strada Dealul Stânii. Este strada care duce se oprește în ferma lui Berti Andreea. Și acolo e, practic, tipul Dealul Stânii. Strada Abatorului, de la Lucă Dragoslavie până la Abator. Strada Vlașca, de la strada Abatorului, prin Vlașca de sus, Vlașca de jos, până la strada Lucă Dragoslavie. Având în vedere că Vlașca, cum spunem noi acolo, nu e apare ca și Cătun, este în pace parte cu Vântul Lucașul, nu știm noi ca zonă, s-a dat primit strada Vlașca, să vedem unde cu veci, e, acolo e Cătunul Vlașca. Strada Arindu, de la strada Vlașca, până la Sogoiul Neculai. Știm care este în zona, în partea dreaptă este Cașin, nu e Cătunul Darin acolo, chiar Cătunul și Darin, numai asta acolo. Dar ne-am ținut cont de asta. Strada Preot Martel Ioan, de la strada Vlașca până la Covreanu Ioan. Având în vedere că la Scurcea a locuit părintele Martel, care a fost preot deosebit de lucrătoria noastră, am dat denumirea străzii numele dânsului. Strada Motoceilor, de la strada Preot Martel până la Motoc Victorie. Strada Ciubotariu, de la strada Vlașca, Ciubotariu Virgil până la strada Vlașca Ia. Este un lucru de acolo, o stradă în el. Strada Ferrari, de la strada Vlașca până la Albea Cărului Curița. Acolo au trăit mai mulți Ferrari, care sunt de zonii știm. Care eu, mai ales a fost unul deosebit dintre ei, cu o educație aleasă. Strada Soarelui, de la strada Lucă Dragoslavie, prin Tundirașul cu Neculai, până la strada Lucă Dragoslavie. Este strada care vine între Păpărăcea, la podul Curiții, este el la mine la poartă și este la Andrei Virgina, pe stradă. Deci aia e numirea strada Soarelui. Strada Mioriții, de la strada Lucă Dragoslavie, la Cristian Nicolae, până la strada Soarelui. Este strada până la, cine știe, la Rența Nicoleta. Da.
de domnul Popa. Popa, până intrăm la sub, aduci la slantă, din fond. Strada Margarete, la strada Lucă Dragoslavic, la Comăneci, cei mulți până la Alea Curuța. Este strada, dacă ai ști, la Mișu Părligoi, se duce și aduce la Alea Curuța. Acolo acum s-a oprit strada, nu mai are nicio plașca, fiindcă cum am zis, Marea Rău e din dincolo de acest. Strada primar Suroiu Ion, de la strada Lucă Dragoslavic până la Lucu Negiori. Suroiu Ion a fost primar în perioada intervenică, a stat un stăgiuș acolo, este un moș de-al meu, a fost primar din an, a avut actul de bravură în al doilea, în primul de mondial, a capturat un grup de bavarezi, și a fost decorat cu ordinul Mihai Viteazu. Și cred că sunt fi scoate de această strată. Strada Verde, de la strada Lucă Dragoslavie până la Vădân Ion. Strada Salcândor, de la strada Lucă Dragoslavie pe la Isterie Eugen până la strada Lucă Dragoslavie. Strada Căptan C. Ștefan C. Petrovici, de la strada Lucă Dragoslavie, Biserica Domnului Maicii Domnului până la strada Salcândor. Având vedere că Căpțanul Ștefanul Căptan Petrovici este mormântat Biserica a Domnului Maicii Domnului, din parte de numirea și Biserica Comunală, a dat strada care din plângă biserică coboară în partea aceea, să-i poarte numele. Strada Barajului, de la strada Dantice Petrovici până la Albea Părunicaș. Strada Izvorului, de la strada Dantice Petrovici până la strada Stadion. Este o stradă care merge la Stadion Nicălui Coman și dă la podul de la Stadion, în spate. Și acolo sunt locuinți. Strada și acolo există un izvor, cine știe izvora. Strada Stadionului, de la Lucă Dragoslavie, dispensarul mare, până la Alpea Publicaș. Strada Privighetorii, de la strada Stadionului până la Gură Maria. Strada Frizeriei, de la strada Lucă Dragoslavie, la strada Stadionului. Știți prea bine că am avut o singură frizerie în Cașu, la doamna Bosu, acolo de tot nu se odihnească și am dat de această denumire. Strada Crizantemiu, de la strada Lucă Dragoslavie, după cea Ioan, până la strada Violetelor. Strada Cismei, de la strada Lucă Dragoslavie, de la Ghei Vasile, până la strada Stadion, unde este Cismea au jos, la Lucu. Strada Mori, de la strada Cismele, până la strada Stadion. E strada unde trece lângă Moară, vechea Moară, în Moară de Comună. Strada Violetelor, de la strada Lucă Dragoslavie, la Tuzurache Ion. De la Reguleț, până în capăt la Tuzurache. Strada Boierilor, de la strada Lucă, de la strada Lucă Dragoslavie, Pornirea, la strada Bărăcea. Strada Cărți. Ba da, stați, nu, zice acum la data voastră. Mă, 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 deci, strada Crizantemilor, am sărit, de la strada Lucă Dragoslavie, Vârcea Ioan, până la strada Violetelor. Deci, pleacă de la... Legea, spate. Da, spate. Da, și la ajunge la vis. Și pe la Neagru? E Ciușmeri. Nu, aia e Ciușmeri. Pleacă de la strada și duce până în ceva stradă. Da. Strada Violetelor, am zis. Strada Boierilor. De la strada Lucă Dragoslavie, Corneci, Cornelia și la strada Bărăcea. Acolo a stat Nelicu Boieru, mai mult boieri pe acolo cu denumire, dar s-a văzut să strada Cărăuști, de la strada Lucă Dragoslavie, Comăneci, Cornet, până la Alea Părulicaș. Strada Mică, de la strada Boierilor până la Cimpoaia Ghei Ion. Este strada unde stă Nelicu Băncelu, sau cum zice, nu? Acum la Pelucinare. Strada Bărăcea, de la strada Lucă Dragoslavie, cu Dose Nicu, până la Apea Părunicaș. Strada Târgului, de la strada Lucă Dragoslavie, pe la Voicu Gheorghe, până la Comăneci, Nene Bulaie. Se strada în spate, așa de la Cineanu, acolo a fost făcea Hermanul pe spate acolo, până la strada Târgului. Strada Buciumului, de la strada Florilor, pe la Copescu Niculina, până la Limita, Cotar, Comuna Buciumului. Este strada în Cotul Cineanu. Strada Belniții, de la Roșu, Cotocar, Oana, până la Neagu, Ion. Este Iisus aia mică, care coboară în venită. Practic, care coboară. Strada Străbunilor, de
de la Strada Pușului până la Comăneci, Basil. A dat denumirea cu Țara Străbunul, fiindcă vatra a statului Cașin, când au venit cei de la Rândul Zagoslavie, erau tot în Liceară, acolo erau locuinții. Nu erau la parte, erau locuinții, singuri locuinții din Moldovei. În Moldovei, deci eu aș fi fost aici. Acolo erau tot în foarte mic. Cei de-ași când au venit, au ocupat partea de la tot rău. Deci, de rău ca și așa. Strada Străbunul, da? Strada Florilor, de la Moldoveanu Gheirion, la Cântea Mărioara, până la Ghiuță Gheirion și cu Floarea. Strada Galoasă, de la Strada Florilor până la Ciobanu Gheorghe, astea sunt Poița. Strada Mamaia, de la Strada Florilor până la Petraliu Adrian. Strada Serie, de la Strada Mamaia până la Codreanu Gheorghe. Dacă tot e singurul în cazul care are serii solare, de la muzică, ea de la Strada Serie, ca să rămână, puțin. Dacă va trebui cineva o dată, se știe, până de la Strada. Strada Podunic, de la Strada Galoasă, din Romnic, aici până la Bănici Nebulari. Strada de sus, în Poița de sus. Strada Meilor, de la Strada Podumic până la Soare Ara. Strada Ciutuluci, de la Strada Lucă Dragoslavie până la Strada Mocăniți. Astea sunt străzi din Poița și Blașa. Zora Strășescu. Da, dacă spuneți acolo. Nu știu de acord să mă retrag, sunt de acord cu toate punctele, mai ales cu rectificarea bugetară formației. Da. Mulțumesc. Doamna Dumnezeu, am ieșit numai votatul, dar s-au făcut mai bine. Deci ați să fac putea de ce numai ca să mă, câte unul fiecare e urma ta, îl voteze, dar cum cu... Acum, da, omul îți mai bine, poate să așa. În fine, n-are importanță. Strada Libertății Cașa. De la Senjatorul DG115 până la Strada Vicorii. Deci este Strada Libertății, care o are și Onești, în varianta, și a lansat tot Libertății. Noi îi încurcăm, că ea va fi Strada Libertății Cașa, partea dreaptă. Și se duce până nu la drum la Tervis, ci la drum. Păi este drumul. Drumul vostru. Care se Cășunenii mai vechi, neavărind știi. Drumul vechi de la Cișmea, care traversează? Nu, nu, de la Senjatorul, la capul dealului. Toată varianta, partea dreaptă. Libertății. Da. Trece de Greanu, trece de strada care duce la Serbița de Greanu, după următoarea strada. Strada Primăverii, de la Strada Libertății până la Calea Sultanu. Este strada de mijloc, drumul mijloc. Nu, este la Colț. Nu, e strada de drumul mijloc, vis-a-vis de Ciori și Bacovie, de unii. Asta tot, da. Care traversează. Strada 21 decembrie, Strada Libertății până la Calea Sultanu. Ea trece, i-a saltat 800 metri și ajunge la Cismea. La Calea Sultanu. Strada Victoriei. De la Strada Libertății până la limita Otar sau Conț cu mâna Crașin Buș. Este strada aia care nu i-a închis-o acum. Le-a făcut românilor din Conț, care din cadrul Moruse și eu și am lucrat noi. Strada Sănătății. De la Strada Libertății până la Bulbucă Trân. Este o stradă de la Creanu, venind la restaurant, mai încoace picus, o stradă laterală. Da, în stă domnului Anții, da? A adunat acea drum, ei a fost domnului, a adunat-o comunii Crașin și a dat numărul denumirea Strada Sănătății, că acolo stau doi doctori. De medici și au fost de-aia. De Corbona, nu? Da, cu toată drumul. Da, avocat, doctorii de mulți, băi. Ei, s-au consultat și au... Nu, ei s-au fost de acord. Noi este Sănătății, Strada Sănătății, așa rămas. Așa, Strada Alunilor. De la Strada Lucă Cacoslavii până la Albea Părului Cașu. Este strada vis-a-vis de Cipea. E o casă în fond, ca știi dumneavoastră. Da, e o singură casă. Singură casă. Deci aia e strada Lunilor, ca pe dincolo de casa aia, casa aia este o... Bunerul trece, bă, zi, bă, lucru. Așa, și strada Făției, de la strada Primăverii până la Biserica Pentecostală. Acea stradă de locuitori de acolo, de romii de acolo, au fost donată primăriei, au o biserică pentecostală, ei sunt frați în fiei și au dat strada Făției. Și i-a fost mulțumit. Asta, deci asta a fost scopul. Acum să trecem la statul Poița. Avem strada principală, cum ar veni DC-127, nu principal. Am dat denumirea strada Regina Maria. Eu sunt numire frumoasă, zic eu. Are legătură. Regina Maria a fost în 1917 la Acuriță, la Prăul Sărat. Deci, mulți din Cuța fac o confuzie. Cimitirul la Prăul Sărat nu e în statul Cuța, e în statul Cașa. Statul Cuța se departajează în statul Cașa și în Prăul Sărat. Prăul Sărat este votat, a fost întotdeauna dintre cei două localități. Este un prău care îi dai
Dar nu ai zis la Cuița, că e fixat la Cuița, la Cuița nu. Deci, la stradă, dacă vine cineva Maria cu Cuița, a început acea stradă și a văzut cimitirul, în dată de mine, că de aici la Cuița, că e frumoasă, nu are nicio picat. Am avut alte cu bun, dați de mine, care spuneau cu singura să cuiție. Nu mai zic. Erau de mine cu oi, care de vreo și are cu măpura. Mă duc la dacă auzi cuiție în drumă, e cum cu oi, în dincolo, este circul domnicul, el a dat aia. Așa că dat stradă aici la Maria, cred că nu-i s-a domnicat, nu-i frumos. Cum? Strada Victor Ștefan Dimitrescu. De la strada Regina Maria, pe la școala Cuița, până la strada Regina Maria. Este strada care intră la Melo, la școala vechi, drumul vechi. Și a dat Victor Ștefan Dimitrescu în spate domnul care filmează, vă dați pic, vă uiți păstierii, nu filmează, puteți filmați acolo. Deci filmați, este un tablou cu morții la Cuița, acest pictor a fost opera lui Maturita, chiar nu e foarte tânăr. El a cântat acel tablou la Cuița. Și nu știu ce vârstă, măi? Tânăr. La... Haideți, spuneți că eu am... Nu, 21 de ani. Inerția treaba cu tablou. Am plus când am citat. Da, fiți. Așa... La 36 de ani a murit datorită unei infecții care a avut-o la un deget. Deci, acel tablou reprezintă în spate, în patru noastră, la Cuița, urma bombardamentului care făceau nemții după vântul măgurat. Trăgeau cu drumul de acolo, a căzut o casă, vedeți că obuzul a stăticat casa și a pus trei victime, doi adulți și au trebuit să fost un tânăr, la care nu are cap, vedeți dumneavoastră. Deci a făcut tot acel obuz, a căzut drumul de acolo, și ceilalți fiind un regeresc și pictul spune că asta a fost o coincidență cu considerare de moarte la Cuița. Deci a văzut. Deci a fost real. Ce a picat e unui ficțiuni, unui este real. Da? Și am văzut că merg acestea de mai la școală, că e stradă la școală, acolo până va fi și un centru de pictură la școală la Cuița, la etaj, să pictură și o să dăm denumirea centrului tot Ștefan Dimitrescu, da? Pentru că asta o denumire frumoasă, acel centru de pictură, în memoria acestui pictură, care, dacă eu nu era atunci, această imagine, doar de cum e o imagine plăcută, dar a fost adevărat. Strada Crimilor, de la strada Regina Maria până la Viziru Valie. Este strada aia mică, până în domnul Brunceanu. Pe care se închide. Da. Strada Zorilor, de la strada Regina Maria până la Spătarul Maria. La domnul Brunceanu este strada care duce până în capăt la Spătarul. Strada Școlii, de la strada Regina Maria până la Școala Cuița. Este strada care este la Vogu, drept înainte, duce până la Școala Cuița, cursul copiii la școală, preșcolare și de unde strada Școlii. Strada Părâul Popii, de la strada Regina Maria până la Spătarul Ion. Este strada de la Gogu, care duce în spate și este la Părâul Popii. Tătarul. Și puțin Părâul Popii e mai jos un pic. Strada Nufărului, de la strada Regina Maria până la Biserica Sfântul Nicolae. Este strada care duce la Biserica Sfântul Nicolae. Acolo putea să puneți o denumire de preot care a fost la Cuița. Da, bine, nu. Nu. Strada Cucului, de la strada Viorelilor până la Urzică Ion, strada Gheorgiu, de la Regina Maria până la Drăgoi în Cușor, strada Alică, strada Văstor Porunc Gheorghe, de la strada Regina Maria până la Rusu Catrina. Este strada care și aia asaltată, care duce stânga până să... acolo a stat Văstorul Porunc Gheorghe. Ultima casă, pe drept. Da. Adică nu, Ciupii ultima. Da. A fost un Văstor care a ajutat Cuița, ce închide acolo. A murit și el, a murit și Victor. A cumpărat cineva. A cumpărat asta, mă duc asta, dar da. A rămas de poți în București și acolo vându-l tot. Și acum încerc să pun documentul. Cam așa se întâmplă. Să pleacă cei de cazul de parte, nu se întâmplă înapoi. Strada Căminului. De la strada aici la Maria până la Alexandru Ioș. Că e strada unde stă domnul consilier Zărnescu. Strada Lărguție. De la Urar Pasire până la Lărguța, până la Mateescu. Strada Castanilor, la strada Lărguție până la Neagul Dumitru. Este cum trece bun la Lărguț, dar este un drumul dreapt, dar duci la o singură casă în fund, cu părinții domnului Neagul Dumitru, ca să știți. Părinții nu știu cu ce vorbesc. Strada Măceșilor, la strada Lărguța până la Vântul Ion. Strada Alivezilor, de la strada Regina Maria până la Floroi Ion. De la strada, și strada Florilor,
de la strada Regina Maria până la Florin Marian. Strada Cazanului, de la strada Regina Maria, este pe două culița până la Roșu Vasile. Nu știu cum numai se duceamă. Rusu. Rusu Florin. Rusu cu Florin Marian. Vasile Calai, trebuie bună. E bun, e bun, nu? E bun, știam că o să-l ajut bine, la să-i fiind aici. Strada Mărului, de la strada Cazanului, pe la Lenția Ion, Florin Ion până la strada Regina Maria. Este strada până între ce? Deci podul face stânga. Pune stânga cu șoară Rusu, strada. Strada Bradului, de la strada Regina Maria până la Lepădatul Virgina. Este strada unde stânga în Lepădatul și acolo sunt brazi la domnul Consiliu cu Sungăr. Vreau să-i pune întâlnirea strada cu care? Nu, aici, 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 un braz de domnul. E molit, dar ai tot. E tot bunicit. Și strada Chivei, de la strada Regina Maria până la Alexandru Iberi. Astea sunt străzi din Cuița, număr de 22 străzi, 50, nu, 61 de străzi. Și la Vrădășești avem un număr de 7 străzi. Vă dați seama că la desepenzirii avem un cam 150 km de drumuri de desepenziți. Partea, partea noastră este o prăzia. N-am vrut că dacă mi-ați dat denumire și la strada aia care e închisă în prezent. Acolo n-am dat. De ce? Așa. E închis în domeniul public, am venit cu omul de aici. Vă ridicat, da. Nu s-a ridicat, nu s-a ridicat, nu s-a ridicat. Dar de ce nu-i putin să-i face strada? Nu a fost tot. Era cu sucilor. N-am dat acolo la asta? Noi, da. Nu? E o stradă care există. Nu, altul la... Da. Este. E de privat. Dar de ce de lucru m-a făcut un loc de la locul Cristal, este și cu două acolo, și o mâine asta de bogat. Sunt și aici. Adică intri pe la Lepădatul, acolo pe drumul pe nea încoace și își apoi încoace. Nu, asta, aia e bine. Aia, ca e din gol, dar cum ați fundat cu tine, din drăguie. Știți ce se va întâmpla dacă nu o marcați? Se va închide definitiv. Bine. Îi cer de Dumnezeu să fiți sănătoși cei tineri și să constatați după ce voi pleca eu, dacă am avut dreptate sau nu. Nu pleca de nici am uitat dumneavoastră. N-are ce să știam și n-are ce să plecați. Au zis, dacă plecați, nu plecați din noi. Dar știam cineva acest lucru, nu noi. Avizul comisiei a fost trimis, a fost cel din Comisia Județeană. Deci, este dat. Deci, mâine și guvernanți au stabilit să dea o ordonanță de urgență a guvernului numărul 114, cam așa fac ei în ultima perioadă de guvernanță care le-am eu, sperăm să fim și guvernul mai bun. Dar legii în tipul joc. Au mărit, mă, poate mă duc la, la presa manopere, automat, cu contractul de anulare, toate trebuie să fie modificare. Noroc, nu spune zic la proiectul ăsta destul de mare cu drumurile, valoarea ta pe 1.000 euro, că avem economii din, din proiect. La licitație avem economii de vreo 7 miliarde. S-a licitat, s-a licitat pe 7 miliarde. Și avem economii, era vreo 5 miliarde de la manoperă, care trebuie să punem acum și dacă nu avem economii, trebuie să punem din local. Mă bun loc, că noi am încheiat cu afirmă un contract de finanțare de 1.000.000 de euro, da? La prețul euro de atunci, știți că la prețul european, când îți iei un contract, dacă ai încheiat în anul 2000, zic X, da? Euro atunci e 4,5. Și în anul 2000 Y, prețul la euro e 5 lei. E când dă bani, practic, dă la prețul euro de atunci. La care s-a încheiat contractul. Când tu, la fel, nu sunt la asta, nu. Deci, în la cum a fost finalul de la seamnă în contract, în 2007, era la 4,5 lei. Deci, vorba de 4,5 miliarde și avem economii de la licitație și e din ce pune bani. Deci, articolul 1. Se aprobă actualizarea listului de executat, suplimentarea valorii contractului de lucrări numărul 6751 pe 14.02.018, în act adițional, încheiat între asociarea SECE Transcarpatele Lei, SECE Consultii Generale Moldova S.A., SECE Transcarpatele Lei, lider de asociere și Comuna Cașin la investiția modernizare drumului de interes local cu Comuna Cașin, de sub Bacău, ca urmare aplicării OUG numărul 114 pe 2000,
18, și a instrucțiunii numărul 2/2018, ANA, privind ajustarea contractului de achiziție publică, după cum urmează. Valoarea actualizată a restului de executat este de 3.326.798,11 lei. Iar valoarea ofertată inițială a restului executat este de 3.082.350,87 lei. Diferența cu care se suplimentează contractul de lucrări numărul 6.751/14.2018, prin acta adițională este vorba de 244.447,24 de lei fără TVA, la care s-a adăugat TVA 90% în valoare de 46.444,19 de lei, astfel încât valoarea totală a actului adițional este 290.892,22 de lei. Deci e vorba cu 3 miliarde, care dacă nu avem economii, puneam în buget local și cred că nu avem niciun la ora asta, la bun, cum avem buget local. Cheltuieli eligibile, finanțate de AFIR, se încadrează în economia de proiect. Articolul 2. Secretarul Comunii se va comunica prezentă autorările doamnei Mocăopreanu Micaela, responsabil cu achiziții publice, primarul Comunii Cașin, ca autoritate executivă, efectiv de sub Bacău. Despre asta este vorba. Acum să fac o paranteză, să văd în ultima perioadă, să se aibă socializare, toată lumea știe să facă proiecte, toată lumea știe să facă achiziții publice, toată lumea știe sunt ingineri, constructori, sunt ingineri, nu știu ce și mai departe. Să știți prea bine și cei, o să zicem, vechi, care a fost în anul trecut, alături de mine, a zis, în Consiliul Local, a făcut o echipă, cu orice proiect care a făcut, s-a făcut prin Consiliul Local, s-a aprobat cu orice indicatori tehnici, orice dat s-a făcut prin SEAF, deci s-a făcut corectul ca tot electronic, vă spun că avem norocul. Și am și o intuiție, una din celelalte, s-a dus doar în Măcureanu la Unești, la Cașin. Este un bun specialist și un om cu colectivitate grave. Deci un om care nu poate fi coruptiv. Și aici, la atitudine, un om de stare de voie, ca să dăm niște noaptea în parte. Și toate acestea care s-au făcut, s-au făcut cu SEAF, inclusiv și fixul care cumpără, le cumpăr după SEA, cadrul electronic. Instalația este procedură greoaie, la valorile mari, peste 124 de euro. Se duce pe perioadă foarte lungă de timp. De exemplu, la drumul este a stat în licitație un an zi, fără să avem contestații. Am avut doi inspectori la NAP care au fost supervizori în control. Ei nu veneau la proceduri când e ceva în mâini. Veneau când aveau ei timp, că aveau și alte proceduri, inclusiv și cedura Bacăului, cum aveau în în control. Și iată, de-aia a durat cu proiectul ăsta. A durat, noi l-am făcut, l-am inițiat, practic, în 2016, nu, 2015. L-am inițiat, a fost aprobat dumneavoastră, a fost proiectarea. În 2016 l-am depus la Fiviraș. În 2017 a fost aprobat. În 2018 s-a încheiat contractul de finanțare cu AFIR-ul. Și s-a, nu, în 2017 s-a încheiat contractul de finanțare cu AFIR-ul, da? S-a dat drumul la licitație și în iulie 2017 până în iulie 2018 s-a stat în licitație, în august, s-a stat în licitație. Și s-a dat lucrării în septembrie 2000 trecut, da? A fost de pe acolo, a fost, firmele sunt cum sunt. Vă anunț, vă spun că nu mai avem firme în România, nu mai au oameni cu silucrezii. Ei iau lucrări ca să prind lucrări și ne întârzi la lucrări. De asta și întârzirea la noastră cu asfaltarea, noi stăm cu bani în fond și e întârzi datorită că au multe lucrări și nu au oameni. Biserica acolo este scoasă de luna lui august la licitație. Au avut o licitație, s-au înscris două firme care au abandonat pe parcurs. Au avut a doua licitație deschisă, ridicată a doua oară cu SEAP. Nu s-a înscris nicio firmă. Acum am ridicat a treia oară cu SEAP și termenii de înscriere scapă. Acum sunt 5 zile, până cu 11 noiembrie, trebuie să înscriți. Dacă nu, ei, după a treia, dacă nu, atunci a treia oară cu firme, ne faci o negociere directă. Adică să căutăm noi firme, să căutăm pe SEAP și că chemăm la negociere cu dumneavoastră, la lucrarea, este proiectul, să facem lucrare. Deci, nu că e de avânt, că spuneați că v-au primit biserici, că ce-a primit. Da, puteam să-i facem. Cu apa canalul a fost acum 200 săptămâni la mediu, ultima etapă pentru aviz. Avem speranța că anul ăsta, dacă ordinați citația pentru proiectare, că SF-ul este făcut, ca la anul, la anul 2020 sau cel de 2021, să dea drumul la execuții, dacă nu vor fi contestații la licitație. Și aici este o valoare foarte mare, vă spun sincer, noi avem 7 milioane de euro, care face, știind rețeta la Curița,
la Caș, în Ismirița de Apă, canalizare și canal, la cetat de depurare. Mănăstirea Caș au și ei o valoare de vreo 9 milioane de euro, prin o comună de mare, suntem în același proiect cu ei și cu ceva cel mare. Iar stat de depurare de la Caș va deservi și Mănăstirea Caș. Deci, suntem bun un șurcun, dacă mă vin din primul mandat, mandatul viitor vom avea și canalizare și apă la Caș. Atât vă spun că voi iniția în luna lui ianuarie, ianuarie, februarie, că va fi bugetul, un proiect de canalizare pentru statul Culița. Fiindcă ei n-au fost prinși cu canalizare, a fi o aglomerație urbană sub 2000 de locuitori. Adică ăsta e programul cu ei. Deci, ați ajuns la vorba mea. Ce ne trimite că n-am fost în birou? Ați zis că nu este adevărat. Nu. Deci ei n-au prins, din ghizul finanțarii cu FOIM. Ghizul finanțarii europene e o problemă la noi, e o cutumă. Cutuma unde este? Noi nu am înțeles până acum nimic în finanțările europene, la nivelul NAM. Ei când iau ghizul finanțarii, le face copy-paste la Bruxelles și le aplică în România. Nu. Ei nu deci România Europeană nu îi punea condiții române dacă ei ghidul îl modifica la realitățile noastre sociale și economice de aici. Deci nu, fiindcă Polonia rată cea mai mare de absorpții, așa au făcut modificări și are cea mai mare rată absorpții fondurilor europene, la noi nu. Ei n-au mai ținut cont, le-au luat ca acolo și aplicat la noi. Ei, la noi se potrivește. Vreau o urmă cu 2000 de locuitori în Italia, în Franța, a fost un locuitor comun și 2000 de locuitori, au buget cu tare ca și un lucru 10 ani zile. Aia și primi să-ți fac chiar de buget local. Că noi nu avem. Avem bugetul, nu avem buget să asigurăm funcționarea, salariul de primării. Dacă să mai vorbim de alte investiții. Așa că la anul Coinția, să facem proiectul, că vor apărea noi de măsuri în 2021-2024, vorbim noi în fondul european. Ca să avem proiectul făcut, să-l depunem la momentul respectiv. Va fi aprobat cu siguranță că suntem prinși cu apa pe mase plan, plan, și cum am avea și apă și canal acum, deci vreau să-mi pun să vă aduc răspunsul de la Guvernul României, la da. Trebuia să-l prindeți. Și atunci când erau cei de la București, aici m-au luat la mijloc. Nu suntem singura, vă arăt în sus. Vă arăt în sus că am un răspuns la Guvernul. Nu suntem singura localitate care nu ne-a prins. Vreți să vorbesc de multe? Să intru în politică? Nu vreau să intru în politică. Știți? Nu era treaba dumneavoastră. Ba că nu trebuia să da, nu, PSD e odor. Și la Caș, nu vrea să ocupe. Acolo scrie clar. Noi. Unde și ce fel? Domnul Înceapă. La CRAP, e o instituție creată și acolo sunt puși în funcție de partea la guvernare. Și noi ne aprinși noi cum ne aprinși. Noi sunt mulțumit că nici așa nu ne prindea. Dacă nu jucam eu tare. O să rămână localitatea fără alimentare cu apă, fără canalizare, fără gaze, fără nimic, datorită unei slăbiciuni, unei neglijențe totale, cum s-a întâmplat cu dosarul de gaz. Exact același lucru. Deci, vă mai repet încă o dată. Adrian, nu mă trebuie să mă curicați. E o lege. Nu e nicio lege. E o lege. E o lege. Deci, mă repet încă o dată și vezi că la mine este care de acasă. Hai să spun acasă. Hai să spun acasă. Nu mă obi, dar tu voi este nimic. Domnul Cucianu spune și trebuie să-i dau dreptul să vii spun că nici lumea e oare. Deci este aprobat o comună ca și cu acum, repet, vă luați 7 milioane de lei, îți la fază de proiectări. Fiindcă eu, de exemplu, acum când am făcut extindere cu drumul viilor, știți de ce mi-a aprobat bravo? Fiindcă drumul viilor și Tălpovul nu este prins în acest proiect. Fiindcă când a fost poți în satelit, a zis că puțin în case și i-a scos. Deci toate străzi în cașă, puțin Blașca, Coița, nu s-a fost prins. Numai că la punct se prins numai cu extindere direcția de apă și în canal. De asta vreau să fac eu proiect, facem noi proiect separat, să depunem și facem o canalizare din alte fonduri și vom găsi fonduri. După vinim noi din măsurile europene. Deci am să văd de la început. De ce faceți acum să se aprobe și să facă lucrările pentru anul 2025, cum v-am spus eu dumneavoastră? 2025, domnule. Așa mi-a venit răspunsul. Lăsați cu răspunsul la guvern, domnule. Nu-i 2025, când 2021 vor începe noi din fonduri europene. Eu știu. Și voi de dumneavoastră. Dar cum am de început cu asfaltarea? Da, acolo scris. Și la dat la fel, dar frate, vă spun că... Ați zis că în două săptămâni, mă scuzați, în două săptămâni aveți răspunsul și aprobările toate de la gaze. Mă așteptam ca în această hârtie să fie trecut studiul de fezabilitate pentru gaze. Nu există. Au trecut o lună, deci, nu două săptămâni. Deci, este lucrarea de gaz, nu e chiar de simplu. S-au făcut indicări în teren, s-au făcut studii de teren, s-au făcut, trebuie să aveți geotehnic și mai departe. Este pe final, luna viitoare, vom vota sus fezabilitate și va pleca la București. Dacă mergem cu fondul de investiții, vom da bani înapoi, dar eu zic mai avem un pic răbdare, că a fost la o ședință... când a fost? Unică? Sau sunt?
la București, aflat în politică, ne-am trăit președintele României actual, eu zic că va fi și viitor, dar nu fi, și acolo mi s-a promis că nouul guvern va deschide un PNDL 3 de finanțare strict numai pentru gaz. Deci datorită, nu va da cu toate vechile decât pentru gaz. Datorită faptului că s-a introdus legea cu întâlnirea săturilor în următorii 10 ani și da, s-a luat știu, da, eu, pe mine, nu vreau să intru în multe detalii, la dat fric m-a bucurat faptul, am auzit că va face o PNDL 3 pentru PNDL 3. Fric pentru gaz, că nu vom fi nevoiți să avizăm un program de investiții, îți bani la buzare, banii vă dau înapoi. E bun și ăla, îi dăm un depus de 20 de ani, îi dăm cu țărită cu marginea, cu dobândul de tatăl. Dar dacă prindem un program de la buzare cu nume bun, ca să spun una să nu mai dătorăm cu 20 de ani pentru această rețetă de gaz, și ca să zic așa proiectul de joan de votare, ca să dă de apă, e pentru fapt o dată, tot, e pașii 2020, cu 2020. Și unii prinsi comună ca așa. Deci nu vorbesc cu de afară, am cumpărat anul trecut, cumpărat terenul în Siliști, de un miliard, așa ca să ne avem o treabă că se vând în pământul acolo, să cine a văzut pământul acolo, și Dumnezeu spune. Deci, comuna Cașa, de agregarea Comisiunii Unești Cașa, 3,1 km, este vorba de contractul 250, asta principală care e cu lugină, când vine el tot, creează disconfort. Realizarea Comisiunii Cașa în Purița, 3,2 km, astea 3,2 km va veni până la maxim, unde va fi rezervorul, acolo unde domnul comand, asta e agricultura principală, da, extinderea rețelei distribuției 8 km, realizarea rețelei distribuției Purița 5,1 km, în afară de asta de 3,2 km, rețeaua principală va mai fi și 5,1 km. În ce perioadă? 2020, 2021 face lucrările, până la anul, la anul trebuie să diverse lucrările, ce trebuie în 2021? Uitați aici, 2014-2020. Și noi a fost pe... Da, vă dau două comisate. Realizare stații de tratare Purița. Așa. Purița. Acolo va fi o stație de tratare la AVI, când mă tratează cu apă ionizează sau știu cum o face sau cu colinează. Realizare stații de pompare, ca și în Purița, de la codul Purița va fi o stație de pompare care va împinge apa până în rezervor, iar ea va veni cu cădere liberă la tot satul Purița. Așa e conceptul proiectului. Realizarea rezervorului Purița în volum 250 de metri cubi. Realizarea rețelei Cașa. Realizarea rețelei care realizare 17 km. Realizarea stației pompare apei uzate 12 bucăți. Deși în Cașa vor fi 12 stații pompare. Fiindcă în Blașca de jos nu poți să faci cu pompare. Nu poți să de jos cu pompare. Deci jos la aici la Moșu. Stații pompare. Jos la Nălbuc, stații pompare. Și Mănăstirea Cașa. Mănăstirea Cașa nu e separat, numai că ei vor veni cu canalul, că unim canalul nostru și s-a dus și apa mirașeră, tot ca ce noastră. Deci stația la Cașa este dimensionată de două localități. Până la Lucrești, pompează de aici. De acolo oprea ei. Nu, la ei din la noi. Invers. Invers în canalul. Apa nu interesează apa. Mănăstirea Cașa nu spune și în proiectul de apă. Deci ei vor să facă sub propriul de apă. Vor să facă un baraj pe vreo duci sau nu știu cum vor să facă ei. În care s-a sigur că n-a apa acolo, acolo... Încredere, am mai încercat. Nu, 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 dar e problema lor. În problemă, nu există cu noi problema noastră. De fulare, spau, ce-i fi asta, 261 km. Deci, realizarea stat cu o companie a pe ușul ăsta. Ăsta e Cașa. Și avem că am fost o cartă. Noi suntem zis cu... cu asta, deci treacă cu ușul ăsta. Nu vorbesc din afară, nu vorbesc cu dragostea. Dacă vreți, interesează la treabă, fiți la treabă. Eu sunt la București, în fiecare săptămână la consultant, cu cei de la treabă, discuția este mult mai greu aici, că nu prea știu mult și cu ei acolo, și sunt la București. Deci nu vorbesc cu la treabă, nu îmi dea un miliard, am trecut tot tirem la Siliști pentru cei care pun ciupieri ceva. În afară de asta, primarul Mănăstirea Cașa, mi-a promis atunci, bă, că nu a venit cu mine, că va da și eu jumătate din banii care i-am cumpărat din întrezări de curare. Mi se pare numai. Dar va veni timp când îi va da. Când vă dea și eu acordul. Când vă dea și noi acordul ca ei să trebuie să dau acordul acestui primar, atunci va veni timp să vă da. Normal să dea și ei bani. Stația va fi și pentru ei, nu va fi cum la Cașa. Partea, eu vă zic, și zic sincer, că până în 2014, cu oameni care ați dat în Cașa, partea mai periculoasă este aceea că sunt bani și oameni la canal. Și am avut grijă și am pus un primar cu Epoch, Florin Lucu, băieți care a fost, am fi semnături din Cașa,
Dar toate gospodările care au studiat, dar majoritatea, 99%, precum când va fi canalizare și va începe la canalizare. Că dacă stația de curare nu va avea un volum de apă uzată, nu va putea funcționa. Și dacă nu ai volum de apă uzată, nu funcționa și se întâmplă. Mai înapoi. Exact și se întâmplă la Piuț. Dacă nu ați aflat la Piuț, s-a acolo un lucru mare, 2 milioane de euro, care s-a cumpărat Piuț și va da înapoi. Simplu, stația nu mai funcționează, a fost devastată, s-a furat de el. Așa că nu-i atât de timp. Venim cu tot și spune, doamne, facem aia, facem mai lângă. Astăzi a fost un reportaj cu Cotezea dimineață cu raportul. Și mai ales rețeaua de gaz, are 15 km. Valoarea estimată de 32 de miliarde. Vă spun că dacă, dar vă spun neoficial, cum ați venit cu trei pe masă când sunt una vizitoare și apropo mă indica și oare, atunci pot fi exact 15 km rețea. Acoperim inclusiv Poeița, Blașca, Cost. Și în Cașe. Pe când Cașe, nu știți, dar nu toți au gaz în Cașe. Deci toate ulițele au rămas. Și cine la care au rămas în ea, tot timpul acordă la gaz. O problemă, v-am zis singurat, mă repet, proiectul care voi face pentru canalizare la Culița, voi prinde și drumul Vidro și Trupău, că nici ăștia nu au. Fiindcă ei sunt măsuri între măsuri. Eu știu că am lucrat la ce proiecte europene, dar am lucrat la acest proiect. Până la Vidro, la Băbrian, am chiar la timp, ne-am lucrat singur, am lucrat. Și știu o condiție care din funii. Și la drumuri, au 47 puncte. Au un rog fiora, s-a tras linia sub noi. Deci la asfaltarea asta s-a tras linia sub fiora Cașa. Fiindcă au avut alte puncte în modul că aveau gară, localitate, dădea puncte. Noi am avut un loc și ne-a ridicat în sus un pic, abatorul Bunghez. A fost făcut cu fonduri europene, doar 800 milioane de euro, doar foarte mare, și ne-a dat acolo 15 puncte. În rest, cam nu prea. Da. Și ne-a ridicat la puntaje și stadionul și cod. Sunt cu fonduri europene, de aia am prins asfaltarea. Și asfaltarea asta n-am prins-o cum am vrut eu, am prins-o pe doar să merg cu puncte, cu puntaje. Că mulți gaci cu ulița, ulița aia îmi vedea un punct, eu știu că toată, puneam, am prins cu ulița de val, de cic, biserica asta și biserica ce l-am prins, ulița dă ea puncte. Școala asta a prins dă puncte, abatorul dă puncte, dacă am prins abatorul, cum am prins și Blașca ca să ies din coace în drum. Dar chiar ce s-a mai întâmplat, domnul primar, nu mai vrut să cumpere de domnul Bunier. Ok? Acolo lângă abatorul ăsta. Da. Știți că a fost o discuție că a fost să cumpere acolo? Încă nu, suntem, am dat, am fost la gastru și am dat la evaluare. Nu știu dacă va fi și voi considera că vom vin de acolo și nu-i nimic care vrea să desfăcuvesc acolo, îi vom vin. Dar deocamdată avem la desfăcuvire oameni și eu trebuie să-i fac propuneri. Dacă oamenii refuză, nu vor acolo, doar oricum e neproductiv acolo. E inundabil, neproductiv. Și oamenii au trebuit la rând. Dacă cei care trebuie desfăcuviți refuză, atunci putem scoate. Nu știu că o să-i lucra la vânzare, până atunci nu mă risc, să putem să dăm la altceva. Da. Adică prin ceva spun, domnule, văzutul ăla și-o avut ăla să cumpriți, îmi dai aici încep un ecar. Nu. Avem o lista cu cei care așteaptă la descompriți, cu primul de noi trebuie să-i facem ofertă. Dacă ei vor refuza ofertă, atunci putem. Să te ducem pe mine pe pasă, scoatem la bătare, să fac acolo. Acolo o să mă ieși să fac un azil bătrân. Dacă va face un azil bătrân, va fi ceva bun pentru dumneavoastră. Mult nu înțeleg lucrul ăsta, dar este bun. Nici bătrânii nu vor trăi prea mult acolo. Da. Datorită aerului poluat, a apei. Aerului spun eu că eu locuiesc acolo și știu. Nici nu trebuie să trăiască mult. Haideți să terminăm. Care a știut că sunt mulți, ia pare, care ajunge acolo. Primar, raportul de avizare. Da, haideți. Raportul de avizare. Comisia analizând proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizării restului de executat și supra și suplimentarea valorii contractului de lucrări numărul 6751 pe 14.08.2018, prin act adițional încheiat între asocierea SC Transcarpat SRL, SC Construcții Generale Moldova, ESA, SC Transcarpat SRL, lider de asociere și Comuna Cașin, la investiția modernizarea drumului de interes local în Comuna Cașin, județul Bacău, ca urmare a aplicării ordonanței 114/2018 și a instrucțiunii numărul 2/2018 a ANAP privind ajustarea contractelor de achiziție publică în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136 aliniatul 6 și aliniatul 7 din ordonanța numărul 57/2019 privind codul administrativ emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Mulțumim frumos, a fost ultimul proiect de ordine a zilei. De asta vreau să vă zic că
când se inițiază un proiect, statutul de birocrație mare sau din țară, ai făcut, durează cel puțin 3 ani, când mă spun la implementarea. Nu va centura vaporului, mai mult centura care schimba cu bicicleta, mă spun, centura cu bicicleta, a durat 5 ani asta să nu licitați. 5 ani asta să nu licitați. Nu, deci nu oameni. Cu contestați, cu judecata asta, 5 ani nu licitați. Așa că, noi singuri ne dăm la picioare, din alții cu fine un primar și fac proiect într-un an, ce le fac în caș în 2008. Să creează eu, care e primar și ne-am fac la Iopola, Iopola cu undeva. Că fiindcă birocrația foarte mare. Poate că a venit un guvern și care o conduce a țării, care va reduce această birocrație. Avizii la toate instituțiile statului. Vă dau un exemplu. Noi facem podurile, în cașul. Noi le-am făcut. Nu puteți în cașul. Noi am făcut avioane. Noi, cum era cașul, cu primar. Și când vreți să le faceți, trebuie să vom avizi la altul meu mărie, care costă 2.500 lei. 2.500 lei. Sunt 25 de milioane. La ce se dăm noi banii, faceți voi, eu am făcut la două oase, cu care faceți voi gari bani, faceți voi voduri, cum am venit, n-am nimic cu potin. De exemplu, acum am trimis la București, la CNI, pentru că nu sunt cultural în casă, pentru că nu avem unui program aprobat, nu știu la făcut. Ei, și la CNI, dacă va prelua e proiectul, ei vor face licitații, ei vor face lucrarea. 5-4.000, care zice, voi, dar noi facem nimic. Dar care e problema? Lasă-ți facul, domnule, poate să vină Belgiene și să facă ei canalizare și asfaltare, că nu mă interesează. Dacă poți să ia dus, să facă. Deci, îmi faci pentru calitate. Și trebuie să vedeți neapărat, poate să nu e bine pentru mine, că nu mai am griji. O atenție, băi, am semnat din ordul plată, s-a executat lucrarea cum trebuie, nu s-a executat. Știți cum e acum? Cât de periculos în ziua ta, că au ajuns la, primar să fie frică să semneze. Un document sau numai ca să nu fie agățat mai târziu de ce ai semnat acolo și să fie cine vinovat. Așa că nu am nicio problemă. Chiar și cu cradul. Deci, această lucrare, noi suntem parteneri în acest proiect cu cradul. Și lucrarea de licitație va executa cradul. La București să mai executa această licitație și va câștiga. Doamne, să câștige licitația o firmă mare, va fi Erbașul. Dar firme mari care duc lucrări de valoare de mari de eu. S-o execute. Mă interesează pe mine cine zic, da, când va executa, voi mări lucrarea. Că-s interesat să faci pentru comunitatea noastră aici, să iasă bine. Dar cine o face? Să facă. Aici e povestea. Niciodată nu am mers cu principiul, bă, fac proiecte ca să semnez să facă. Nu. Intrăm parte din proiecte, chiar mi-aș dori cu mai dar vă spun acum dacă îmi va reuși un lucru foarte mult pentru comună, să vă descrivească să fie de ceva prea de comunii, e vorba de ce doar aia, dacă vă reuși asta, va fi lucrurile cel mai bun. Dacă vă intra în spune, ca... dacă vă reuși tot lucrul mai aici. Ce sunt angajați, după valea acasă, să angajeze, a fi promedinar, pe jumătate de chimie. Dar vom vedea. Dacă omul îi va conveni și noi oricum, vă spun că acum, toate facilitățile vor face. În următoare de consiliu local, dacă îmi va vrei să știi tot adevărat, îi vom face toate facilitățile, în masă, vezi tot în mod. Mai fi un oameni acasă, că vedeți noastră, mă uitam, noi ziceam că mai sunt 3.000 din casă. Nu mai sunt 3.000. Vă spun sincer, cum era ca și nu mai sunt 3.300 de locuitori. Nu mai sunt la ora actuală. Și la statistică, la evidență, avem 4.430. Deci nu mai sunt 3.000. Cei din adolescenți acolo sunt o parte de ei, că nu au părțin de ca și că au locuit, locuiesc în oraș și au acolo apartament și au toate documentele vis-a-vis permis și mai departe și la schimbul domiciliu de schimb cu toate. Și rămân cu toți cu Pănești, care e lucrând acolo. Dar în Cașa și în Curța, cel puțin în Curța, ca să mai sunt 400 persoane, e bine, 450 persoane. Gen 800. Păi vă spun, vă zic, nu mă spun. Deci îți plecați. Vă uitați, după vă uitați la casă. Vă uitați, dacă uitați la așa, la urmă. Vedeți că vă spun. Da. Da, o veste e că trebuie să fost lucrul ăsta. Să aducem, de exemplu, a fost o chestie, o să facem ea în ianuarie, o să, avem împreună tasă de solidaritate. Aici e o veste foarte, nu prea bună. De ce? Fiindcă noi am făcut taxa de bun simț. Se lăsează până la 5.3, 6.3, 8.10 și 2, până la 8.10 plătim noi. Să bucităm, avem voie, deci avem voie să putem subvenționa persoanele fizice. Iar la persoanele juridice am pus o taxă de bun simț, adică în sensul că nu îi omorăm. Fiindcă omoră o societate care îți plăti buget la impozit la primărie pe an, numai de impozit pe teren pe clădire, îți dă 300 de ani. Avem o mână care dă 500 de ani pe an. Mai mult plătit. Care are o fiș ceva de angajat care devine bani din impozitul venit la noi. Păi, ar fi cel mai idiot
Ca am fi cele mai bine, poți să iei mărul cu aia să te pun 5 lei pe soară. La 3, 100 lei, dacă ai dat, ăla face ca profitul mâini, sunt de la bună. Și cum vrea, că nu, nu ai oameni, oameni care lucrează în zonă. Ai listire social și ea lucrează în toată țara. De exemplu, abatorul, abatorul, dau din via comunii patronului, dă 200 ceva milioane, mai impozitia de acolo pe clădiri și teren. Bani. În afară, la aia 30 ceva de angajați care vin impozit pe venit, sumind TVA care vin la rulajul lor. Deci, sunt în niște avantaje, deci nu poți să ei, o să facem de cauză că noi acum cu taxa care o avem, ci colectăm, nu acoperim cu la tonajul cu noi. Deci, tonajul cu noi a crescut mult, s-a mers, toate că cineva duce din să nu mai doar că a plecat și nu vorbesc cu persoanele care nu sunt în față. A spus, doamne, cum s-a făcut conștientizare? Ba da, fac, am fost și am unit cu toți. Eu am vorbit și între consilierii dumneavoastră a vorbit. Nu, omul e încăpățânat, ce și eu plătesc noi, scola poate. Am vorbit cu băieții de la la soarele, băi, nu mai văd la fiul de vizionă. La care, nu era la care mai tare implos și mai cum era la noi cu barul Măciuca, îi ia frică la mea, rog, în pierna aia, că țâmpă la el și face... Deci noi nu suntem conștienți, bă. Zic că... și e greu, fiindcă singura soluție este la... în iar noi, să mărim taxa și să subvenționăm noi mai mult. Și atunci, sunt și bani. Vă adunați, zici, la un corp de 100.000, 200.000 de lei, care conta noi sprinți la noi. Bani cu care putem face altceva, dar altă soluție nu este. Chiar dacă o să dăm la măgătit cu stași pe nașier, băi, sau cumpărăm de două veroare și cineva să o ducem, băi, tot o spart. Dar culmea este ce am văzut și o filmare din Mănești, ce e de la nou pres, noi le facem selectivul la tăbiroar, o să alege, domnul Vizcu, aduce cu oameni și scoate, aranjăm, băi, și e de bagat de mantă. Nu-i băgat, dar și lucrul și-a întrebat ce aranjăm. Avem tot veroare pe culori, galben, verde și nu știu mai ce, încă una altă lucrurile. Dar, da, le scoți că vin mașinile, nu vin săptămânal de două ori sau de trei ori ca să le ia pe culori. Le scoți la poartă. Ei le pun la un loc. Da. Bă, de ce? Ce le face? Dar bunea e că, nu știu cât dumneavoastră știți, noi anual trebuie să dăm o taxă la Fondul Mediu, la misiune. Aceea taxă se dă din total deșeurile municipale la grămadă, cât colectezi selectiv, plătești mai puțin. Anul ăsta a crescut procentul, la cât? 35%. La 35%. Și noi, și noi, mă repet, l-am făcut. Până acum nu e ecologizat, care a făcut cu viceprimarul, cu punctul ăsta. Dar ei ne trec nouă puțin de la grămadă, când făcea cu operator privat, a fost cu metru trans. Nici așa cocoteala. Acum nu o să ne iasă cocoteala și culmea ei cu noi, care noi le dăm o grămadă banilor pentru gunoi. Vom face și noi, să ne bag gunoi în raha, să dăm mai mult bani la Fondul Mediu. Am trecut odată 10.000 de lei. Dar putea ca anul viitor să dăm 20-30.000 de lei, din cauza lor. Și am avut asta discuții cu ei, am avut... Dar asta și ce înseamnă? Asta înseamnă tot gândit serviciu. Cei de la județ care au gândit, nu doar nu știm cu toți cine a fost la județ, cine a fost acest serviciu, ce partid și ce om a fost, și a pus monopol cu toți județul Bacău. Doamne, băia mea este liberală. Trebuie să fie concurent. Și fiind lăsat, mai au filme. Era filmul al lui Fănică, era la Cașul, era filmul lui Costică la Onești, era filmul lui Dânceanu la Bogdeș și mai departe. Și toți duceau la aceeași groapă comun. Groapa aia o trebuia să fie un singur acolo, un singur om, un licitaciu, o gestiunea pe aia. Și atunci, fiind concurență, ne uitam, cine face peste toate viciul mei mici cu noi? Dar Ecosudul, care sortează și ia bani, salarii sunt foarte mari la ei. Nu dau un mic și nici cifre, dau salarii foarte mari. Nici nu vă gândiți dumneavoastră salarii au, cei de la Ecosud cel puțin, au salarii astronomici, șefi. Și banii aia trebuie să iasă undeva. De la populație. Și populația este necăjită și noi trebuie să subvenționăm noi, nu te ajutăm. Că trebuie ca serviciul să funcționeze, nu crezi dumneavoastră că dacă serviciul nu funcționează, vine gata de mediu. Amen? Nu ce faci cu noi. Păi făceau primarii să dacă mai știu și eu, ascundeau. Nu ce este? Nu te vezi, nu, stai, ai ascund, dar unde cu noi? L-ai luat, ai dat foc, l-ai ascund, l-ai îngropat. Deci nu merge. Vin toate instituții statului, sau dacă rămânii să doamne înțelegi să plece o epidemie, dar nu pleacă din cauza unor din acela. Pleacă, vine o epidemie, nu știu ce dracu vine. Primarul a luat de iar stat. De cauza că nu ai asigurat să ești un lucrat, nu s-au numai bunul zile, de-aia a fost epidemia și au vorbit de un semn ăsta. Deci nu e chiar atât de simplu, nu-i văd ușor. Nu, nu plătim,
Nu, cum a fost cu banii 60.000. I-am plătit cu toți. I-am aprobat, o vedea, asta au aprobat cu banii recuperat, vom recupera cu banii recuperat. Dar serviciu, cum vă zice, trebuie să funcționeze. Nu putem să lăsăm așa, că nu a fost o rectificare. Nu a fost o rectificare, că nu a fost să fie sănătoși și nu a fost. Dacă va crede că cu altă cineva va plăti banii aia, nu va plăti nimic. Nu a băgat nimic banii cu zna. Nici eu, nici dumneavoastră să băgăm banii cu zna. Nu pot să lași comuna fără serviciu sau securitate. Clar, avem noi, acum, ce pe campanie, vreau de astea politice să ne spungem, eu aș vedea alt lucru, să vină cu idei. De exemplu, să vină ceva cu idei, domnule, uite ce putem face ca să scădem tonaj la noi. Cu idei, dar o idei să fie legală și pertinentă, nu o să fie cu idei, băi, domnul, la oameni dă foc, pun. Noi, cum, e fumează. Adică fie cu o idee pertinentă, nu așa. Hai să vină când, și mai este, nu dumneavoastră, nu vă critic, ca unul dumneavoastră, vine, doamne, că trebuie aia, băi, dar nu știu ideea, n-ar face, bun, dar cum face? Adică aia e o poziție constructivă. Așa, mă, ca să găsim defectiv la altul, că vorbești drept din bărbâi sau cine te-i cumva asta, nu știu. Sau, pari, nasul mare, nu e. Da, aia zic, trebuie să fie constructiv, dar dacă suntem, nu suntem pe aceeași din politică, nu suntem. Suntem împărtiși, foarte bine. Cum e Consiliul Local acum acasă? Și nu găsim un Consiliul Local normal și democratic. Adică, zic, nu, opoziția nu-i clar. Adică ăla când iese cu 13, la Buciu, nu iese, nu 11, 11, nu prea e bine, că am fapt ce vor e pe acolo, primarul nu fac ce vrea el. Așa, opoziția e fundul, da, e democratic, fie opoziție. Tot timpul, să facă și un guvern cu mai multe partide, adică... Da, dar o constructivă. Dar fie constructivă, nu vine mare. Și chiar că vinem cu lăsând, dar zice, băi, tu ai primarie, ești acolo, ești primar acolo, uite, bă, vrei să faci așa. Nu m-a fericit, dar nu știu ideea să spui că nu-i bine. Cum ai făcut un locul meu? Dacă mă o să vin în discuția că cineva o să mă zic, da, bun, tu cum ai făcut un locul meu? Spune, dacă tu ai făcut și nu faci, nu zici cum. Niciodată nu m-am dat la întors, niciodată nu am fost de acord cu toate ideile care au venit, tot știi domnul profesor, a venit domnul plus cu idei. Face, domnule, bine, amrează, bun pentru comunitate, a venit domnul în cealaltă idee. Am pus-o în practică, a venit oricine vine. Că nu contează, la urmă, mediul este acela. Și acela care pune practică, mă, că, băi, a chestia că dacă ești de la ca mai avut și a mai stat și la astfel de mari, care vinea la pregeri, la dreapă nu făcea lucrul. Făcea pe invers, că de ce să... Dumnezeu, trebuie să fie constructiv și la asta durești și în continuare. Să fie constructiv să merge până la capul și în campanie electorală care lucrează, că acum începe. Să vină băieții cu idei. Că ei zic că voi face în caș și nu știu ce. Hai, vor, că tu ce vor face pe care. Da. Și cu biserica acuța. Atâta am și acolo, în păcate, și cineva care apropia bisericii, vorbește cu cuța, că ce-a făcut primarul, cum așa. Noi stăm în licitație, stăm doi ani, a fost reproiectare. A stat numai 6 zile pentru expertiză. Că nu face fac lucrurile așa. V-a zis, eu mai vreau birocrație. Acum stăm din august în achiziții, nu sunt spre ei. Dar eu sunt în moment potrivit pe zona. Ce a făcut el din 7 ani zile? Când a fost trăvit la biserica aia. Unul mai seria acum pe internet că fundația e pe timpul lui. Pe timpul lui, când a mandat 2012, era o gaură mare acolo, făcută de Sfântul Mihai, făcut la acești, nici măcar nu bani primării, a făcut la cu castelul pe acolo, făcut la acest săpat și a rămas așa. Că preotul nu mai avut bani, vezului Grungu și a murit. Și fundația este pe vizită de mandat, pe vizită primar în 2012-2000, și el deci, am plătit în două rânduri cu dumneavoastră, a aprobat, o 50.000, o 50.000. Nu s-a plătit în așa proiecții, dar sau s-a făcut eu proiect la primărie, dar n-aș propune ca casă, la casă, la casă lui. Ai doi cu casă lui și fac proiect. Nu, dar asta e un ce spune, adică am un subiectul că nu e nici bine. Dar, mă zic, ai și idei. Aia să fie construit un... Până la urmă, dacă apreciez ceva la Domnul Drânceanu, toate conturile care le-am avut însuși, o să le mai avem, domnule, asta apreciez la Domnul. Când a aprobat ceva o investiție, a zis, domnule, s-a aprobat, s-a aprobat să fac lucru făcut din cum făcut. A spus ce vreau? Deci, un lucru făcut din cum făcut. Că e stadion, că e direct, tot timpul, că aveam, nu știți dumneavoastră, mandat trecut, erau doi consilieri, mai ales unul dintre ei, care n-a aprobat niciun proiect, tot de domnule, n-a aprobat nici ceva. E clar, fiindcă când a venit la legi și a făcut poliția la penitenție, a făcut ultimul loc. Deci am dat ultimul loc, iată tot. Chiar niciunul n-a niciun proiect n-a aprobat, n-a aprobat asfaltarea, n-a aprobat stadionul, n-a aprobat podul, n-a aprobat podul altul, n-a aprobat școala la punctul. Dar oare cum justifica de către el? Cum? La stadion aș că vine apa și alea, parcă a fost cu da, așa, întotdeauna găsești o... Da. Dar eu am spus întotdeauna, tot ce se face pentru comunitate, pentru oameni,
Haideți, domnule, să facem, să nu pierdem trei. Da, da, argumentii cu ei, nu. Tu îți faci tot două când și nu ești. Și acum, de timp, s-a băgat acum un video, s-a mai găsit câțiva de ei. Dar să frasul primarul, cu un video, da-i barca aia. Și nu, din curul să te ia cu variantă cu lată. Da-i asta, da, variantă. Dar variantă cât de bună variantă. Nici nu mă vine atât. Mă adă să fugă aici, la, în teal, la un drum plecat. Primul de teal, ăsta de la... Da. Și blochează și Vlașca, că ai fost ușor dată. Nu, uite, nebun drumul ăla. Faci semafor. Asta e. Că... Faceți-i sens unic. Trebuie să facă o dată, pui două mapaie, pui două mapaie și nu știu de toate, de legătura cu puita și cu zilea ca și cu papace. Nu m-ați venit din lucru. Și acolo, la drumul ăla, am vrut cu proiectul anul să facem în minim 5 metri. Și nu am găsit înțelegeri la tine, nu știi, să cedezi cu metru între noi. Nu am găsit. Și care fac expropriere dura, pierdeam banii, cred că, bă, îl faci așa, puneți măcar e bun făcut, 4 metri, rămâne de 4 metri. Dacă era 5 metri, era... Păcat că nu e Cristi Roșu aici. Vă zic că drumul, acea variantă. Porțiunea de teren pe care a trecut Mocărița aparține și astăzi o comunitate. Nu? Dar nu scuze, poate greșesc. Cum să nu confundeam ce exploatare forestieră cu o poluție pe care altă vreme. Nu, haideți vă, domnul... Efectul era una, mă poluție pe care altă vreme. Haideți vă spun povestea acestui pecărat. Aparține firma. În 1920, firma Unimă din Austria, acum e asta, care e tot austriciul meu, și atunci. Tot ei l-au făcut, și atunci. A concesionat munții Cașului, da? Și a construit acest califerat. N-a construit poporul român, oameni din România, dar firma austriacă a concesionat această califerată care ducea până la Barnet. Barnet Iuda, da? Când a venit în 1947, guvernul pentru lucrul ăsta și a dat în zapă odurile, și a scos afară în țară cu tot fiscul a fost urmărească, ce a făcut? A luat un virus. S-a găsit un întâmplat. Dacă știa de la vârsta a luat la casă, că nu se formulează cu nebun. Când au murit, poate ia cu eu. Așa, când au plecat, ce au făcut? Ca să nu doneze statului român, comunist, ăla era austriac, era capitalist. Da. Clar. Pădurea în dealul stânii, tot este în dealul stânii, acolo am avut 24 de hectare, care acum avem puțin, fiind o parte, la trecut un alt primar, că noi trebuia să avem acolo pășuni până la Cazemată, la Lupești, și a făcut un schimb, un primar, alt primar în Austria, ca și a luat în Bulziș, 47 hectare, în 8 de 60, unde are Sfântul Gheorghe Lujan. Acolo este pășunea noastră, ca și proprietate, dar cu teritoriul administrativ al Mânsării Caști. Și a făcut acest schimb cu cărămizi, că sunt mea cărămizi aici. Și a dat la pulvi și pun. A făcut și la o mai postit. Cum a fost și acum, mai târziu, care a cedat în dealul Buciu, în 47 de hectare, cum e Buciu. Cu domnul Potri Marco Rierea, cum e zi, fac reclamă, a cedat în dealul Buciu, în 47 de hectare la Buciu. 48 de hectare de pământ, 5 de ani. Impozit și diminuarea subvenției cu Mâncașul, cu 47 de hectare. Când m-am dus la grabe, când mai uite, dă-și tu părea 40 la noi. Dar nu, domnul primar, primarul nostru Cașul, nu. E proprietatea dumneavoastră, dar rămâne administrativ la noi. Și la care cel care a concesionat acolo îmi dă nouă redevența și impozitul plătește la Mâncașul. Așa, asta e lucru. Ei, atunci când a plecat, ei ce au făcut este acela adunat. Ei, austriecii au adunat tot dealul stânii, că ei, după atunci, erau un popor civilizat. Nu băga la Măcăniță în lemn, dând pădurea mare la sutare, nu puneți pe atac. Băga la lemn în dealul stânii, unde era pădurii de tufari. Era pășunii pădurii. Ca să ardă la Măcăniță. Vedeți cât era de neamțul lui econom. Deci nu lua în lemn de lucru, să bagi la Măcăniță. Și de-aia folosea dealul stânii, de-aia de acolo copar ca să bagi la Măcăniță. Când a plecat, a plecat când a dealul stânii acolo, locuitorii comunei Caști. Deci ca să nu preia statul comunist. Dar statul comunist a venit cu Ceapiau și a luat tot, la grămat. Bun. Și cu acea ocazie a plecat și porțiunea de califerată. Care era cu rata Cunicașul. Ce era rata Cunicașul, ce i-a fost cu mănăstirii, cu grămatul. Deci vă spun încă o dată, să vă repet că sunt multe lucruri. Unde a fost califerată și unde a făcut unii nu califerată, a plătit terenul oamenilor Cunicașul. După Revoluție, a luat terenul înapoi. Practic, cine l-a luat înapoi? Oamenii care nu aparținea comunei, ca și la primărie. A luat înapoi. Domnule, cine i-a fost să aducea venit cu comunist cum funcția? M-a dat. Da. I-a dat să iei în tot.
Dar nu și la Perciune, am fost la Perciune. Aparținea în loc comunică, da? Da, da. Noi am fost iar să avem până la lumea. Sunt cu drumul până lângă, cu drumul până lângă drumul de teatru. Dar la un moment dat trebuie pierd să fac casă. Începând la Podul Poliției până în Liniță, am făcut drumul să-ți casi, să-ți casi unde-i făcut din Ceaușescu, toate ca așa. S-a făcut din Pufota care era. Porțile lor și casi. L-a zis mult, dacă uitat la picioare de pot, nu trece ea, trece cum portea lor, tot duce la de lor. Unde cea care era. Da, aia vă zic, sunt iubiți poli și asta. Păcat că nu s-a putut face... Varianta e bună. Care șansul e mare. Dacă era bună, tot rar era. Nu, vă contrazic, n-am dreptate. Eu am o cunoștință, dacă nu știți aici în zonă. Când plouă urmăția Dodara, partea asta la cimitir, când a făcut o punistă stocul pe la Lea Băcină, îți face acel apă acumulare. Apa până la Bucă. Noroc că am mai semenit la mea. Ei, acum a făcut și anul la proiecte mari, ea mai depășește un pic și anul când plouă urmăția, dar nu mult. Mă știi, păi ia ce unui porumb unui cimitirul, când era cu cimitirul, dea cu cauciul. Făcea de bază, vara, făcea baia cu. Păi și nu da cu toți ăștia. Acum a făcut și asta cu lecturile mari, o scoate în pârâu, apa aia o scoate în pârâu ăsta, din coacea țugui. Și nu imeia inundă coacea pe spate. Înțelegeți? Foarte, și asta a fost proiectat, pe care am făcut la versantul, și-a dat seama, că s-au și capul, nu-ți face arandala, după versa și mai departe. Și acolo mai fi bun și asta, nu vină, să ducem apa la invers, pe drumul prins. Inundă pe aia la deal, inundă versantul ăla cu pârâu, inundă cu toți ăștia în dat. Este mai jos. Da. Și prin și nu spus, acolo se trebuie un șanț, că pot cum... Acum am vrut și da, am terminat cu care a vrut cu apa la Domnului Vila. Nu cred că se poate ieși mai sus față. Mai sus se poate. Te duci la cam, la capătul lui ca un metru în jumătate. Nu știu, faci de-a la urmă. Nu te-o bună, să-l luat-o. Și când îl dai după asfalt, nu știu eu în curța în partea. Că dacă îl dai cu decoace, îi mărești de vitul decoace, da. Deci cam asta. Poți spune mai bătă, dacă aveți. Vreți ceva să mai am întâlnit? Da, aș vrea să spun în legătură cu denumirea străzilor respective. Eu mă abțin la punctul ăsta datorită drumului ăla care pleacă de la Lepădatul de acolo. Vreți să mă ascultați? Da. Pleacă, îi trece podul ăla care merge la Băiatul care le pare auto, dar faci stânga către Lepădatul. Drumul ăla trebuie să poarte același aceeași denumire care este la Duță aici. Dar este... Nu, deci... A. E denumirea Aslantului, dar tot așa. Trebuie să poarte aceeași denumire. A trecut aici și a făcut stânga și este la Duță aici. El trebuie să aibă aceeași denumire. Greșesc? Nu. Nu, dar nu-i spune. Nu, nu-i spune. A doua. Spate. A doua curte. Neagă, bine, știu și tot dă-l-mă la Duță, îi fac. Dar nu mă ia mai chestii. Datorită faptului că nu mai este domnia, dar a fost. Domnia sa a fost, e drum prevăzut pe harta comune. El ce s-a întâmplat? Eu n-am nimic din familia lor, treaba lor. Primăria răspunde. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că el are o suprafață de 300 de metri pătrați, una peste apă. El a mers cu gardul până în apă, a închis drumul, așa. Acum a închis drumul, a cumpărat vrajbia după gard din uneavu Maria Rufănică, bucățica aia și că ar fi cumpărat-o. Nu fi dat bani, dar aia e cea primăriei. N-a dat bani, hai să vă spun la drumul, nu ce? A făcut cerii omul, că vrea să cumpere acel teren. Și ăla terenul nostru, nu-i ia Maria Rufănică. A dat bani, ci că era Maria Rufănică. Noi domnul. Nu știu, eu pe frate după gata, am explicat. Nu, ăla ce era cumpărată, l-a cumpărat de la asta. Nu-i tine de la Cornel. Eu vă spun și când am dat eu. Dar mă rog, eu sunt vecin acolo. Pe mine nu mă deranjează decât să lase liber, pentru că atât eu, cât și Stocan, cât și Vizirul, cât și aia de acolo, nu mai avem acces la apă, cu șoț. Am zis. Azi, pentru acolo și tu poți la o parte. Am închis. Pur și simplu am închis drumul. A știți că a dat la Brașov cu ăla care... Nu, era bun drumul ăla, se poate alimenta pompierii. Nu, dar cum că cu drumul care spune un Brașov, care a zis la Bunea, la Bunea, cu lucru, mai zic, și când e la Oare. Acum, pe terenul primăriei. O lume mă ia în Brașov cu drumul. Nu, dar 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 nu
Bine, nu stau singur. Dacă mă interesează, nu vreau să stau. Da, nu vreau nimic. Da, să mai spun. Spune și eu ceva. Apropo de denumirile de când, Comuna Cașa sunt foarte bucuros. Și cel puțin câteva denumiri, preotul Eugen Ardeleanu, preotul Maranel, s-a ținut cont de realitățile din comun. Multe, acum, eu mai să zic că sunt mai bătrân, dar recunosc că îmi denumiri zona unde se află această stradă. Frumos, mi-a plăcut. Da. Și nu așa va fi la acolo, zic că aici, că așa va fi nu știu. S-a ținut cont de realitățile. Da, la votul. Spune la votul proiectul de hotărâre de la 2. Da? Deci de la postul de hotărâre la 2. Păi nu, 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 fiecare ne sunt abține. Nu, pe da. Deci spune la votul proiectul de hotărâre de la punctul 2 de vedere și care de vedere local. Cine este pentru? Deci aici avem o opțiune de doamna Gabi, tu ești pentru. Așa. Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 3. Proiectul de hotărâre privind de la atribuirea aprobarea revenirii de numire străzi din Comuna Cartierul Bacău. Cine este pentru? Sunt pentru, cu rugămintea, ca strada care pleacă să iese din coa și să facă aceeași denumire. Atât. Altceva nimic. Păi și pe păi nu se poate să plece de aici, aici e închisă. Fac și eu cam tot cum spune domnul. Vine mașina pompierilor, se întâmplă, ia un foc. Nu poți să faci cu totul în apă, să tragi apă, să faci mașină. Să zicem că o... Cum se numește? Ca să știu cum se scrie. Nu știu cum se numește. Spun asta, proiectul este de la punctul 5. Proiectul de privind aprobarea calitării contractului de investiție. Da, corect. Da, da. Interesul local în Comuna Cartierul Bacău, lăsat din Acea România. O să văd cu OG, o să faci în 2008. Cine este pentru? Împotrivă? Da. Cum se numește? Acum mă dezbate confirmat cu doamna Asta. Mergi, intensitate cu strada Viorelelor și se face stânga. Nu știu cum mai. Viorelelor, am înțeles, e la mare, stânga. Tot. Și care, când se va... Adică, în domeniul... Sunt trei străzi. Dar nu, păi în domeniul public nu apare decât o stradă. Strada asta l-am apare din coași la dus, asta apare la dus. Care duce la Adria, pe un spune că sunt unii acest lucru. Și acum Adria la Pruta și dau ca o foarte. L-a pus să mai bate două. Dar o să dai eu personală. Da, mulțumesc de frumos.